asta. 6. Limită pentru x tinde la x0 din arc sinus de f de x totul supra f de x, deși inversa funcției sin arc sinusul, face 1 dacă și numai dacă f de x tinde la 0. Apoi 7. Limită pentru x tinde la x0 din arc din tangentă de f de x supra f de x face 1 dacă și numai dacă f de x tinde la 0. Și 8. Limită pentru x tinde la x0 din arc tangentă din f de x totul supra f de x face 1 dacă și numai dacă f de x tinde la 0. Deci, dragii mei, voi când vă veți afla în cazul 0 pe 0, din contextul ghesițului, vă dați seama la care din limite și este să puteți apela și atunci, pe baza limitelor acestor fundamentale, puteți ieși din încurcătură și veți avea șansă să dați un răspuns corect. Așadar, 8 limite fundamentale pentru cazul 0 pe 0. Aceste artificii care le veți face în calcul vă vor scoate din încurcătură. Ei, dar de ce v-am dat toate astea? Ce fi avut eu în minte, marci? De ce? De ce nu-mi văd de treabă? De ce v-am încărcat acum cu atâtea chestii de astea? Hai să vă spun de ce. Pentru că, fără să-mi dau seama, eu mi-am propus atâta. Vreau să văd mulțimea de adevăr a acestui predicat. Vreau să văd perechile X și Y pentru care se întâmplă asta. Însă, din păcate, niște lucruri noi au apărut. A apărut modulul și am zis că mă întorc la modul și am să mă întorc. Cât de curând să vorbesc ceva și la modul. A apărut eu ăsta și eu ăsta a fost... Deci m-am lovit de noțiunea de limită a unei... Limita funcției într-un punct, da? Nu puteam în 2 acolo să calculești, deci a trebuit să mă apropii cât mai mult de 2 și atunci noțiunea de limită a fost impusă. Și dacă tot am vorbit de limita unei funcții într-un punct, am zis, hai să aprofundez un pic, să intrăm în miezul problemei, că noțiunea de limită este una centrală în toată analiza matematică. Fără noțiunea de limită nu veți face. Nu, dacă nu înțelegeți practic ce este cu limita unei funcții într-un punct, nu înțelegeți nimic despre analiza matematică. Pentru că, dragii mei, nu e un mofta cuiva, ci tocmai faptul că aveam o funcție, nu? Care a fost funcția? F de x parte egal 1 supra x minus 2. Asta, F3 nota să nu e aici. Ei bine, în clipa în care eu mi-am dorit să găsesc cu cât se poate de mare precizie toate perechile X și Y care transformă predicatul acesta în propoziție adevărată, e vorba de faptul că, ca și funcție văzut așa, F definită pe R mai puțin elementul 2 cu valori în R, dar R e practic predicatul Y egal cu 1 supra X minus 2. Da? Cu faptul, deci așa apare predicatul ăsta, el poate fi dat și într-o formă cam în felul următor, y pe lângă x minus 2, nu? Egal cu 1. Deci predicatul binar, p de x, y, care e dat sub forma aceasta, y pe lângă x minus 2 egal cu 1. Vedeți ce se întâmplă? Eu pot găsi la fiecare x găsesc câte un y, dar dacă înlocuiesc pe x cu 2, vine 0 egal cu 1. Eu sunt o prostie. Deci dacă vreau să găsesc orice x aș da, găsesc y-ul. Dar dacă dau cu x egal cu 2, vine că 0 egal cu 1 e o prostie. Tocmai din faptul că aici 1 pe x minus 2 nu are sens. Deci ăsta este motivul pentru care nu putem găsi pe y în condițiile în care vrem ca x-ul să fie 2. Nu-l putem găsi. Deci nu putem găsi imaginea lui 2. Așadar, ideea era să găsesc toate perechile cu putință cele corecte, încât să figurez cât se poate de exact. Știam că la 2 nu am voie, da? Nu am voie să dau lui valoarea 2. Am mai descoperit că când x-ul este 1, y-ul e minus 1,
nu când x-ul e 0, y este, nu când x-ul e 0, y este 1 pe minus 2. Deci minus 1 pe 2, pe aici undeva. Și când x-ii se apropiau tot mai mult de 2, înspre, dinspre stânga, am văzut că y-ii se găsesc tot mai jos pe aici undeva. Și atunci punctele acestea pe x și y însemnau de fapt cam așa, am desenat noi graficul. Dar de fapt eu acum, când am trasat graficul funcției, n-am făcut altceva decât să pun toate punctele, toate punctele, fiecare punct are un x și un y, care fac predicatul ăsta propoziții adevărate. Și în partea asta, când x și se duc spre minus infinit, iarăși am constatat, tot la limita am trecut, limita a fost minus 0. Deci la minus infinit este 0. E o ciudățenie interesantă, vedem graficul, parcă se lipește foarte mult de axa x-ilor. Asemănător se întâmplă și când merg în partea asta altă, când am depășit un pic pe x din coace de 2, y-ii sunt tot mai sus și atunci, pe lângă această dreaptă, când x-ul este 3, cât vine, când x-ul e 3, 3 minus 2, 1. Când x-ul e 3, y-ul este 1. Vedeți, încerc să găsesc niște puncte așa de reper, cât de cât, ca să știu cum să mă descurc. Pe aici trebuie să trec. Și cu cât x-ul se duce încolo, y-ii se apropie tot mai mult de 0. Așadar, axa x-ilor, dacă observați așa, este o dreaptă care are tendința de a lipi graficul. Trage de grafic cât se poate de mult, are tendința de a lipi graficul atât la minus infinit cât și la plus infinit. Ei, știind noi chestia asta, ne este de mare folos. O astfel de dreaptă care trage de grafic, să-l apropie cât se poate de mult, se numește asimptotă. Aceasta este o asimptotă orizontală, iar aceasta este o asimptotă verticală. O sunt și asimptotele oblice. Deci ce sunt asimptotele? Sunt drepte din plan care fac să lipească graficul practic din ce în ce mai tare, atât la minus infinit, la plus infinit când e vorba de asimptotă orizontală sau oblică, iar verticala stânga sau dreapta numărul respectiv. Deci se numesc asimptote acele drepte care au această calitate. Bine, dragilor, cum se găsesc acestea, le-o mai vedea noi. Dar de mare folos, dacă le putem ști, înseamnă că trasăm cu precizie graficul. Deci problema asimptotelor rămâne una foarte, foarte interesantă. Acum, deci noțiunea de limită a fost impusă din negheșitul acesta. Nu mi-am propus eu astăzi să vă fac limite în niciun chip, în niciun caz, dar uite, așa m-am trezit vorbind despre limite. Și dacă am vorbit de noțiunea de limită, am zis, hai să aprofundăm un pic, să facem mai multe lucruri despre noțiunea aceasta. Deci ce este limita unei funcțiuni într-un punct? A face limita într-un punct înseamnă așa. Să te interesezi ce se întâmplă cu y și câtă vreme tu știi exact ce faci cu x-ii. X-ii se apropie de o valoare, nu? Cum a fost la noi doi. Și întrebarea este, y-ii ce fac în timpul ăsta? Y-ii care apar ca urmare a legii de corespondență. Pentru că trebuie să vă zic, nu? Legea de corespondență care este aici? 1 supra x minus 2. Și ca urmare a faptului că dau lui x o valoare, după rețeta asta găsesc un y, alt x, alt y. Și atunci eu mi-am dorit să găsesc cu cât mai multă precizie perechile acestea. Perechile de puncte x și y care fac astea sunt punctele de pe ceea ce am desenat aici. De pe acest grafic. Ei, cu cât mai multă precizie, cu atât mai clar este că am reprezentat corect graficul funcției sau am găsit foarte bine perechile de puncte care transformă predicatul în propoziția adevărată. Și cu ocazia asta, fiindcă am văzut ce este limita unei funcții într-un punct, am trecut și am văzut care sunt nedeterminările, am văzut care sunt limitele fundamentale, m-am lovit de numărul e și a trebuit să vă explic chestia asta și m-am dus la câteva limite fundamentale, le-am făcut pe unele din ele. Rămâne ca voi să insistați și să faceți treaba asta. Dacă s-o pătiți că ar merita să vă mai fac o, așa e, să vă mai fac câteva limite, hai să vă fac. Dacă voi insistați în asta, vă fac.
Graficul l-am terminat noi în lecțiile care au urma. Sigur că da. Ne oferă atâta teren de lucru problema asta, încât probabil vom face o săptămână, vom lucra aici. Dar sper nu aici. Ne-aș dori foarte tare să facem într-altă parte, altă locație. Poate dă Dumnezeu Sfântul Ilie de mâine, nu? Sfântul Ilie să hotărască și să producă așa o... Să nu de produc o bucurie și mie și vouă. Ce mult visez eu la etapa asta, când să fac 4-5 ore pe zi, așa mi-aș dori să fac, într-o locație, să fiți și voi în grup atât cât veți putea să încăpeți, într-o sală, să a fi o televiziune, să înregistrăm, în afară de ceea ce îmi propun acum să trimit pe internet, azi fac lecțiile de seară, să trimit lecțiile pe internet și să ajungă la voi în toate colțurile, să se mediatizeze acest lucru, încât să avem egalitatea șanselor. Păi da, egalitatea șanselor înseamnă asta. Adică și ăla din Timișoara, și ăla din Văscăuții din Deal, și ăla din nu știu unde, din Constanța, să poată viziona filmul, lecții respective și să învețe cu profesor online cât mai bine. Iar tot așa de interesant este și faptul că cu această ocazie, având și feedback, având posibilitatea să vedem în ce măsură se poate asimila o parte din materie, cât mai mult, dacă s-ar putea cu putință, să transmitem și celor care fac subiectele. Mă, fraților, țineți cont, uitați, eram la nivelul acela care l-ați văzut voi, dar prin munca asta de o lună și ceva, am reușit să ajungi la un alt nivel. Subiect, cam asta am făcut noi. Dați-ne din zona asta subiectele. Da? Deci, și asta a însemnat ce? Că și voi v-ați câștigat încrederea și v-ați oferit o șansă pentru ca să priviți matematica cu alți ochi. Așadar, hai să facem așa. Limită pentru x tind de la 1 din radical din 3x plus 1 minus plus radical din 5x plus 4 minus 5. Totul supra x minus 1. Dragii mei, la limita asta nu fac decât să trec, să înlocuiesc, să vedem ce necaz apare. Locuim pe x cu 1, vin 3, 1, 3 și cu 1, 4. Radicalele 4 fac 2. 5 și cu 4, 9. Radicalele 9 fac 3. 2 și cu 3, 5. 5 minus 5, 0. Sus de 0, jos. X-ul 1, 1 minus 1, 0. 0 pe 0. E o problemă aici. 0 pe 0. Dar mă duc spre fundamentale. Nici o fundamentală nu merge. Deci nici o fundamentală nu merge în clipa de față, pentru că nu-i nimic cu radical. Dar, dacă tu, dragul meu, sau draga mea elevă, ești un pic atentă, de unde, deci ăsta au făcut 3, pardon, 2 și ăsta 3. Adică s-au rupit pe 5, în 2 și în 3. Ca să facă ăsta cu un minus 2, să facă 0, să facă și altul 0. Ia să facem chestia asta. Deci egal cu limită, vedeți, aici inventivitatea spune cuvântul. Limită pentru x tind de la 1 din radical din 3x plus 1, da, 3x plus 1 minus 2, plus radical din 5x plus 4 minus 3, totul supra x minus 1. Și egal mai departe cu limită pentru x tind de la 1 din cine? Pot împărți în două limite, distribui numitorul și la prima bucată și la a doua. Deci radical din 3x plus 1 minus 2 supra x minus 1 plus limită pentru x tind de la 1 din radical din 5x plus 4 minus 3 supra x minus 1. Și egal mai departe. Ei, fiecare păstrează acum situația de 0 pe 0. Uitați, 3 și cu 1, 4, radicalele 4 fac 2, 2 minus 2, 0, 0 pe 0. 0 pe 0, fiecare e 0 pe 0. Da, dar aici am o șansă. Dragii mei, am o șansă pentru că mă pot gândi să aplic conjugata
Adică ce înseamnă conjugată? Aici am A minus B, se mulțesc cu A plus B, se fac A la 2 minus B la 2, dispar radicalul, deși sus și jos cu A plus B. Ia să vedem concret. Și apare limită pentru X tinde la 1 din radical din 3X plus 1 minus 2 pe lângă radical din 3X plus 1 plus 2. Deci am avut A minus B. Am pus-o eu pe asta. Iar a jos și X minus 1. Păi ca să fie treaba bună, să fie egalul ăsta, să merite, pun și jos radical din 3X plus 1 plus 2. În felul ăsta, a apărut A minus B pe lângă A plus B. S-ar simplifica asta cu asta. Și sunt ca și înainte. Dar nu fac eu chestia asta, că doar noi fi mulțit așa ca să mă aflu în treabă. Deci egal cu plus mai departe, limită, fac același lucru și dincolo, X tinde la 1 din radical din 5X plus 4 minus 3 pe lângă radical din 5X plus 4 plus 3, totul supra X minus 1 pe lângă radical din 5x plus 4 plus 3. Și egal mai departe cu... egal mai departe cu limită pentru x tinde la 1 din asta minus a, așa, face a la 2 minus b la 2, face 3x plus 1 minus 4, totul supra x minus 1, pe lângă bucata aceea. Radical din 3x plus 1 plus 2. Dacă aș înlocui, vine 3 și cu 1, 4, adică 4 fac 2 și cu 2, 4. Ori 4, ca să nu mai scriu eu toată bucata asta, nu am influențat cu nimic în momentul de față. Plus limită pentru x tinde la 1 din 5x plus 4 minus 3, deci vine practic vine 5x plus 4 minus 9, 5x plus 4 minus 9. Acum atrag atenție, eu am locuit aici și dincolo, x minus 1, pentru un singur motiv, pentru că fiecare limită în parte se rezolvă, iar bucata aceea la sfârșit când o înlocuiam, avea să fie tot 4, deci nu influențează. Dacă însă s-ar fi păstrat nedeterminarea și aș fi trecut aici, ar fi fost o chestie nu tocmai indicată. 5 cu 4, 9, 3, 3 cu 3, 6. Și egal mai departe cu... Ei, acum am limită pentru x tinde la 1 din 3x cu 1, 1 minus 4 minus 3, din 3 pe lângă x minus 1, supra x minus 1, ori cât, 4, plus limită pentru x tinde la 1, din cât vine aici, 5 pe lângă x minus 1, că 4 minus 9 face minus 5, deci vine 5 pe lângă x minus 1, totul supra x minus 1 ori 6. Și x minus 1 cu x minus 1 duce, x minus 1 cu x minus 1 duce. Abia acum scap din nedeterminarea. De 0 pe 0 m-a tot urmărit în fiecare etapă și scap din nedeterminare acum prin simplificarea asta. Și atunci rezultatul va fi egal cu 3 pe 4, 3 pe 4, plus cât? 5 pe 6. Numitorul comun este 12, amplific aici cu cât? Cu 3 și dincoace cu 2. Și face ca și răspuns 9 plus 10, 19 pe 12. Da? Pe 12. Iată, dragilor, trebuie să înțelegeți așa că că limita asta, dacă o gândim ca o funcție de sine stătătoare, cât vreme x și se apropie de 1, indiferent cum se apropie de 1, din stânga, din dreapta, sărind din stânga și în dreapta, y care apar ca urmare a faptului că mă apropii din ce în ce mai mult de 1, y se apropie tot mai mult de 19 pe 12. Deci 19 pe 12 va fi rezultatul, este vorba
de valoarea spre care Y-ii se grămădesc extraordinar de mult. Câtă vreme și se apropie de 1, Y-ii s-au apropiat și ei foarte, foarte mult în vecinătatea lui 19 pe 12. Asta înseamnă afla limita unei funcții într-un punct. Dar hai să revedem o dată în ce a constat șmecheria. Eu văzând radical și radical, indice 2 de data asta, dar puteți fi 1-3. Am să fac și cu 1-3 așa. Iată, dacă văzând cei doi radical și minus 5, faptul mă duc condus la 0, l-am rupt pe fiecare, pe 5-ul ăsta, în două bucăți, un 2 și un 3, am rupt în două limite, vedeți? Limita bucății așa este, așa bucății celelalte. Ei, și când, îndată ce am văzut radicalii, m-am dus cu mintea rezi pe conjugată, pentru că conjugata face ca să dispară radicalul și atunci când suntem la o limită finită, așa trebuie să gândim. Sigur că dacă ar fost indicii 3 din altceva, bunoară vă dau vouă ca temă, dragilor, acasă, să faceți următoarea limită. Limită pentru x tinde la 1 din radical din, să spunem, x 3x pătrat minus 3x pătrat plus x minus 3 și da, lasă așa, 3x pătrat plus x plus radical indicii 3 din 7x pătrat plus plus 2x minus, la fel ca și înainte, minus aici plus x, atât să zică, plus x, nu plus 2x, plus x și minus 4, așa, supra x minus 1. Vă las vouă ca temă, dar putem discuta un pic. 3 ori 1, 3 și 1, 4, adică din 4 face 2, 7 și 1, 8, adică din 3 din 8 face 2, 2 plus 2 fac 4, minus 4 face 0. X minus 1, 1 minus 1, 0, 0 pe 0. Suntem în cazul 0 pe 0. Și ca și în experimentul de exercițiu anterior, nu stați pe gândul, pe 4 rupeți în 2, ca să-i dați lui un minus 2 și ăsta tu iarăși un 2. Vine ăsta minus 2 și ăsta minus 2. Ei bine, în două limite, aplicăm aici conjugata, dar atenție, aici aveți conjugata de ordin 3. A la 3 minus B la 3, voi aveți numai A minus B. Ce vă trebuie? Vă trebuie A pătrat plus AB plus B pătrat. Și veți găsi limita și în cazul acesta. Sigur că acum pot fi preluate exerciții, pot fi aranjate tot felul de exerciții și anume, iată, dacă vi se propune limită pentru x tinde la 1, dau cu, tot cu 1 ca să formulez repede limita, din el la puterea radical din 3x plus 1 minus 2 și plus minus 1, totul supra x minus 1. Dacă avem de făcut limita așa asta, locuim pe x cu 1 și vine 3 ori 1, 3 și cu 1, 4. Radical din 4 fac 2, 2 minus 2 fac 0, el la 0 face 1, 1 minus 1 fac 0, 1 minus 1, 0. Suntem în cazul 0 pe 0. Sigur că da, și așa este un caz de nedeterminare. Ei, dragilor, la limita așa asta, când ai văzut el la ceva, îndată, mintea surge spre limita cea fundamentală, e la f minus 1 supra f. Da? Deci este limita fundamentală pe care am amintit-o, și anume, e vorba de limită pentru x tinde la x0 din e la puterea f de x minus 1 supra f de x face 1 dacă și numai dacă f de x se duce spre 0. Ei, deci fiind această limită fundamentală, e la ceva minus 1, iată-mă că sunt în situația asta, nu fac altceva decât să mă gândesc e la f minus 1
supra acel F, deci supra toată asta. Ia să încerc să vedem la ce mă duc. Deci egal cu limită, pentru X tinde la X0, din E la puterea radical din 3X plus 1 minus 2 minus 1 supra radical din 3X plus 1 minus 2. Atenție! E la ceva minus 1 supra cel ceva, dar ăsta l-am pus eu, deci înmulțit cu, să fie bine, 3X plus 1 minus 2 supra X minus 1. Așa, asta e limita fundamentală, da? Este limita fundamentală pe care o putem spune că suntem în modelul de aici, e la F minus 1 supra F, e la F minus 1 supra F. Așa, asta face 1, tinde la 1 și atunci vine 1 oriceva și rămâne limita a doua să o fac. Și am limită pentru X tinde la 1 din radical din 3x plus 1 minus 2 supra x minus 1. Ei, din clipa asta este o limită deja cunoscută, am făcut-o mai devreme, aplic conjugata și cred că face 3 pe 4. Dacă nu mă înșel, cam așa ceva a rezultat, da, 3 pe 4. Iată că, vedeți, se pot formula și imediat dacă ai ideea despre limitele fundamentale, te duci repede, fără să stai pe gânduri. Iată o altă limită pe care vă încerc să vă propun, și anume limită pentru x tindem la 0, hai să zicem așa, limită pentru x tindem la 0 din logaritm natural din cos de alfa x supra logaritm natural din cosinus de beta x. Iată o altă limită. Dacă locuim pe x cu 0, cos de 0 face 1, logaritm din 1 face 0, sunt în cazul 0 pe 0. Ei, aici, cum încerc eu să mă descurc? Tot așa, văzând logaritmul acela, îmi fuge mintea spre limita aceea fundamentală, e vorba de limită pentru x tinde la x0 din logaritm natural din 1 plus f de x, totul supra f de x, face 1 dacă și numai dacă f de x tinde la 0. Deci, vedeți, am șanse pentru că am limitele fundamentale. Am văzut logaritm natural din argumentul care face 1. Pentru că x-ul, dacă înlocuiesc cu 0, cos de 0, alfa ori 0, cos de 0 face 1, deci argumentul este 1. Ca și aici rămân logaritm natural din 1, dar nu-l văd concret pe 1, ci doar la limită. Și atunci eu construiesc fundamental, adun și scad un 1 în argument și egal de desubt cu limită pentru x tinde la 0 din logaritm natural din 1, îl pun eu, plus cosinus de alfa x minus 1, am adunat și am scăzut un 1 în argument, supra logaritm natural din 1, că am așa nevoie, uitați-vă, am nevoie de 1, plus cosinus de beta x minus 1, așa, și egal, sigur că acum, dragilor, dacă ați fi lângă mine, mi-aș da foarte repede seama că am urcat cam mult la limitele acestea și că nu-i cazul să urcăm așa de repede, ci atunci ar fi coborât, facem niște limite mai ușurele. Vedeți, nu am șansa asta deocamdată, dar sper să fie cât de curând. De voi depinde. Deci dacă vreți să reușiți cu Prof Online, faceți cum știți, presiuni peste tot, să fiu luat în seamă și să vă fac lecțiile nu așa cum mă chinui acum aici. Și să am posibilitatea să mă adaptez nivelului pe care voi îl aveți în momentul de față. Nu știu că este un nivel foarte scăzut. Foarte scăzut.